Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi o să vă prezint și a patra rețetă de uleiuri esențiale. Aceste patru rețete fiind baza a tratamentului pe anul acesta care îl voi face. Și iată ce vom face la această a patra rețetă. Vom folosi în felul următor lemongrasul. Deci lemongrasul este uleiul esențial care atrage foarte tare albina. Introdus în orice tip de sirop, lemongrasul va face ca albinele să consume siropul cu mult mai mare plăcere. Deci puteți pune sirop în sirop lemongras, indiferent dacă folosiți și alte uleiuri într-o cantitate foarte mică. Dar având grijă la furtișa. Din acest lemongras, 1 ml, deci el 1 ml la mixura de ulei pe care o fac eu. După care voi pune cimbrișor. Cimbrișorul este uleiul esențial din care se extrage, deci nu din uleiul esențial se extrage, ci din cimbrișor se extrage timolul. Deci de timol știți foarte mult. El se folosește în majoritatea țărilor ca tratament pentru varoa. După care voi folosi și mentă. Din cimbrișor voi pune 4 ml. Iar la al treilea ulei esențial, această rețetă conține doar 3 uleiuri esențiale, voi pune mentă. Menta este și el un bun antibacterial. Bun, acum din mentă punem 5 ml. Este, se pare că, baza acestei rețete. Aici avem trusa de uleiuri esențiale. Sunt 9 uleiuri esențiale din care am preparat aceste 4 rețete pe care le puteți urmări în filmele anterioare. Dacă intrați pe canal o să-l vedeți. Am găsit și modalitatea de a pune ulei esențial. Iată, acesta este o siringă și voi pune din uleiurile esențiale în blender. Acest blender voi mixa acestea și după care voi pune în borcane și bineînțeles la un loc întunecos. Bine, și dăm drumul. Iată, aici avem 1 ml de lemongras. Punem direct în apă. Punem și 4 ml de cimbrișor. Aici avem 2 și mai punem încă 2. În apă, iată, punem în apă direct. Totuși trebuie luat în considerare să nu se amestece uleiurile înainte, dar le punem în apă. Adăugăm și menta. Foarte simplu. Menta are un miros foarte cunoscut, fiindcă avem de-a face cu mentă în bomboane, în ciocolată. Peste tot avem de-a face cu menta. Iată, așa adăugăm. Prin ac trece mai greu, da? Trece. După ce am adăugat toate uleiurile, îi voi da drumul la blender. 5 minute va blenda aceste uleiuri cu apa. Încă o dată o să vă spun că sunt 300 de ml de apă la început. După aceea mai adăugăm încă 700 de ml de apă după 5 minute și vom mai blenda încă un minut.
După ce am blendat 5 minute, iată, mai adăugăm 700 ml de apă. Așa. Și acum o să îi mai dăm drumul încă un minut. Iată, după ce a fost preparat, blendat această mixură, punem în borcane. Punem capacele, eu le-am numerotat așa, R1, R2, R3, R4. Și în fiecare săptămână punem o anumită rețetă. Iată, de mâine punem această rețetă și să sperăm că va fi bine. Nu mai rămâne de făcut decât să sperăm că ne va ajuta și vremea, fiindcă a fost și este în continuare destul de greu. Familiile care le-am ajutat într-un anumit fel au rămas pe poziții, unele au regresat, am făcut izolație cât mai puternică, de acum încolo în anii următori voi izola cât mai bine coloniile, începând din toamnă, fără a mai lăsa foarte mult neizolat. Fiindcă ne costă dezvoltarea coloniilor de albine, ne costă hrana și iată ce se întâmplă. Mai vin nopți cu temperaturi negative și nu prea avem ce să le facem decât să le izolăm. Și un box de polistiren, eu n-am vrut să mai folosesc polistiren, dar se pare că timpurile acestea nu-s de ales. Voi folosi polistiren pentru a izola cât mai bine stupi. Și nu costă foarte mult, un box de polistiren izolezi 10-15 colonii de albine și costă vreo 40 de lei acesta neextrudat. Cel extrudat ajunge la 200 de lei, depinde cu ce doriți să folosiți ce material. Bine, până data viitoare, numai bine!